Toate la timpul lor. O resursă pentru clasa a doua. Timpul este perioada care se măsoară în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani și așa mai departe. Și ce înseamnă toate din expresia toate la timpul lor? Când spun toate, aici mă refer la toate activitățile pe care le poți desfășura acasă, la școală sau în timpul liber. Cum ar fi? Să scrii temele, să pui masa, să ieși afară, să-ți faci patul, să înveți o poezie, să vizitezi un oraș sau să-ți faci noi prieteni. Expresia toate la timpul lor este mai ușor de explicat dacă ne gândim la activități precum a fi la școală, a ieși la joacă în parc, a te trezi de dimineață, a te culca seara, a te îmbrăca pentru a merge la școală și a scrie temele. În ce ordine desfășori tu aceste activități într-o zi de școală? Notează în caietul tău această ordine, folosind cifre de la 1 la 6. După mine, ordinea acestor activități ar fi 1. Mă trezesc de dimineață. 2. Mă pregătesc de școală, adică mă îmbrac să merg la școală. 3. Mă duc la școală. 4. Ies în parc după școală, mai ales dacă vremea e frumoasă. 5. Îmi fac temele. Și 6. Mă duc la culcare seara. Ce s-ar întâmpla dacă aceste activități nu le-am face în această ordine și la timpul lor? Îți poți imagina un program al unei zile de școală amestecat ca acesta? Adică să te trezești de dimineață, să-ți faci temele care trebuiau făcute cu o seară înainte, să te duci în parc, apoi să te duci și la școală, și când te întorci acasă, să te îmbraci cu hainele de școală și să te duci la culcare. Cu un astfel de program, îți va fi foarte greu să termini cu succes toate activitățile dintr-o zi de școală. De aceea, cu ajutorul unui adult, poți desena sau folosi un ceas clasic pe care să notezi orele pentru principalele activități dintr-o zi de școală, cum ar fi. Ora la care te trezești, ora la care te pregătești de școală, ora la care trebuie să fii la școală, ora la care vrei să ieși afară, cum ar fi la prânz, până pe la ora 13, apoi, după prânz, ora la care vrei să te apuci de teme, să zicem ora 15 sau 16 și, bineînțeles, seara, ora la care te vei culca, de obicei fiind ora 21. Iată de ce a face toate lucrurile la timpul lor te ajută să ai un program aerisit și bine organizat.